Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem la primul episod de pe acest canal cu Samp. Aveți IP-ul și DNS-ul în descriere, de la serverul meu preferat, rpg.bihut.ro. Puteți să mă căutați cu numele Siro, fraților, dacă vă interesează să vorbiți cu mine. Am level 14 și am aplicat la facțiune. Suntem în cam cel mai tare clan, uitați-vă aici, /KV. Uitați-vă aici, fraților, ce vehicule avem pe acest clan frumos și mirobolant. Cel mai tare server, fraților. Așteptăm și pe voi, dacă vă interesează, să intrați pe server. Și nu multe episoadele voi filma cu vocea mea, deoarece am o familie mai gălăgioasă, să zicem așa. Mai ales pe fratele meu care stă lângă mine și uită la mine. Așa. Hai să dăm o leacă. Așa. Să nu mai auzim nimic. Bun. Fraților, ia uitați-vă, a intrat ăsta. Ia uitați-vă ce e aici, fraților. Clanul nostru este super frumos. Scuzați-mă pentru FPS-uri, dar e de la filmare, n-am ce să-i fac. Am și 100 de FPS-uri fără să filmez, dar asta e, n-am ce să-i fac. Chiar sper să mă scuzați pentru lag. Oricum. Fraților, în acest episod am vrut doar să discut despre celălalt cont al meu, deoarece n-am discutat cum trebuie în episodul trecut. Deci hai să vă explic cum trebuie ca să înțeleagă toată lumea. Am avut un cont de YouTube care se numea SilviuYT2006. Un cont foarte wow. Mai aveam puțin și ajungeam și la suma de 100 de abonați. Și, na. Eram treaz, m-am trezit, am vrut să deschid calculatorul, desigur, să intru pe SAMP, că ce să fac băiatul decât să intre pe SAMP. Calculatorul a început să nu mai meargă, nu mai mergea, doar trebuia să scot RAM-ul și să-i bag înapoi, aveam o problemă, nu-i băgasem RAM-ul cum trebuie, dar nu mai contează, l-am reparat, de acum sunt pe SAMP. Deci a fost o zi mai ghinionistă, dar până la urmă seara l-am reparat și na, că cum să nu mă pricep la calculatoare. Bun. Stai așa că făcusem quest-ul. Bun. Și am zis, bă, dacă tot nu merge calculatorul, ce să fac? Orele în ziua aceea nu aveam ore. Adică asta a fost acum 2 zile. Da. Și fraților, măi, pe YouTube, bă, nu merge. Efectiv mi-apărea o eroare, efectiv nu mergea nimic. Păi, am zis că iar am vreo problemă. Că am mai avut probleme cu serverul, nu știu ce mi-apărea acolo de la YouTube. Și am zis, bă, e o problemă, am zis, hai să aștept, bă, intru peste 2 ore, nici atunci. Și văd deodată sus acolo un e-mail, de efectiv eu nu am fost atent sus la asta, că primisem un e-mail. Bă, zic, hai să văd ce, văd că era de la YouTube. Și am zis, bă, poate problema asta e de la YouTube, poate să ceva cu YouTube-ul în ziua aceea. Mă uit eu liniștit, fraților, și scrie acolo, contul tău a fost eliminat deoarece ai încălcat mai multe reguli ale comunității, nu știu ce. Bă, nici măcar n-am încălcat ceva, serios, credeți-mă, serios dacă am încălcat eu vreo regulă. Bă, și... Bă, am zis, bă, eu n-am făcut nimica. Desigur că m-am enervat și am zis câteva înjurături despre YouTube, că ce să facă omul când se enervează? Na, logic. M-am enervat, am început să dau cu pumnii în masă, eram efectiv nervos. Chiar auzi ghinionistă, și calculatorul, bă, și contul meu de YouTube. Bă, cum se întâmplă astea două lucruri în aceeași zi, voi vă dați seama. Ce zic ghinionistă fusese aceea. Și, da. Desigur, calculatorul l-am reparat. Doar trebuia să șterg ramele puțin de praf, că eram un ram, era puțin mai vechiut, să zicem așa. Stați așa. Scuzați-mă că nu reușesc să scriu atât de repede, dar așa sunt obișnuit. Bun. Și calculatorul reparației am fost fericit. Cont de YouTube. Ia acesta nou. Bă, și îmi plăcea să filmez pe contul ăla de YouTube. Eram wow. Și
Da, fraților, nu știu, nu cred că mai am ceva să spun. Ce am putut să spun despre pentru domnul deținător de YouTube, să zicem așa. Sper ca pe acest cont să nu mai pățesc nimic, să ajungem înapoi la suma veche de abonați, să ajungem și poate și la suma de 100 de abonați pe acest cont. Flavius, zici și tu ceva aici? Zici și tu un salut ceva măcar. Na, e mai rușinos așa? Bun. Am prins un pește. Hai că zicem acest pește și încheiem cu acest episod. Seara asta voi mai pisa un episod de Samp. Da. Și uitați fraților că de acum voi face prezentări de game moduri și de mod pack-uri. Nu e neapărat doar de game moduri și de mod pack-uri, voi pisa și episoade normale de Samp. Poate un episod în care vom face quest-ul. Și dacă știți o aplicație de făcut live-uri pe jocuri, pentru calculatoare mai slabe, așa, nu OBS sau etc. Să-mi spuneți pe o aplicație și poate facem și live cu Samp, să zicem așa, vreo oră, două. Eu voi încerca să fiu cât mai activ pe YouTube de acum încolo. Deci, da, fraților. Ne vedem, fraților, la episodul următor. Episoadele noastre mirobolante de Samp, fraților, și da, ce să mai spunem noi, sperăm că recuperăm contul vechi de YouTube, dar cred că tot pe acesta voi rămâne. Uitați că mă puteți căuta cu numele Siro, vă-l aveți aici jos în colț, dacă vreți să mă căutați, ce? Deci, fraților, cam asta e. Ne vedem la episodul următor. Nu uitați să apăsați butonul de like și de abonare dacă sunteți noi.